Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes S-Class W222, o mașină destul de des întâlnită la noi, cu diverse mici modificări, mai exact. Vreau să zic că am întâlnit W213, care, de exemplu, în loc de tableta asta frumoasă mare, avea un monitor aici destul de mic, așa cu o ramă de plastic. Și avea ceasurile analogice, adică cu arătătoare, cu tot, da? Deci, în acel caz, sau în cazul în care, de exemplu, ai tableta aceasta și ai ceasurile cu arătător, eu pot să-ți modific partea de display să fie tot frumos cu arătător. Deci cu tabletă, da? Așa, să fie exact ca și aceasta dintr-o bucată. Dacă vrei să schimbi tot, cum am zis că la E-Class, la W213 am găsit exact varianta când ai monitor mic și ceasurile cu arătător, putem schimba toată tableta să punem varianta asta de tabletă. Ei, când ai această tabletă și, de exemplu, vrei un CarPlay pe el, că nu-l ai, da, poți să-ți fac CarPlay, să ai Waze-ul, YouTube-ul, Google-ul, Netflix-ul, DigiOnline, Spotify, tot ce vrei, da? Plus, avem camere de monitorizare care se pot pune aici, se extrage carcasa aceasta și se poate pune o cameră de monitorizare 24 din 24 ca să-ți monitorizezi mașina atât static cât și în timpul mersului. Bineînțeles că avem și proiecte făcute cu monitoare în tetiere spate pentru cei care vă interesează, pentru copii. Și totodată mai putem face să pornească această frumusețe din ceas inteligent, din telefon sau din ce vrei tu. Ei, acum, ce vom face noi în acest proiect va fi evacuarea TOR. 2021 au apărut aceste frumoase evacuări care sunt disponibile la noi, da? Care le puteți găsi pe site-ul nostru pe www.soundidentity.ro. Dacă intrați în partea stângă, aveți un motor de căutare care se numește categorie. Ei, acolo dacă selectați, de exemplu, evacuare electronică și model, de exemplu, Mercedes, marca Mercedes, model W222, știi, anul curent, da? Bun, ei bine, hai să trecem și să deschidem un pic portbagajul, să vedem cu ce ne întâlnim noi aici. Iată evacuările care vin montate. Noi avem la activ încă un Mercedes făcut, un S-Class W222. Dacă intrați pe canalul nostru de YouTube Sound Identity, intri la playlist-uri, apeși pe playlist-uri create și acolo poți să vezi un 222 făcut tot așa de noi, cu un singur generator de sunet. Ei, acum vă voi prezenta varianta dublă cu două generatoare de sunet, așa că fiți pe fază și după ce termin căștile sus ca să puteți asculta toate variantele. Între timp ce facem această mașină, practic mai așteptăm încă un GLE și dacă am posibilitatea, poate măcar o să vedeți două Mercedes-uri legate una cu cealaltă, cam aproximativ aceleași ani, 2017-18, așa că dacă e cazul o să facem o gălăgie dublă. Rămâneți cu noi și începe montarea. Suntem într-o variantă demolată și cu generatoarele amplasate. Urmează ansamblarea. A ajuns momentul când vom face testele. A ajuns și GLE-ul de care v-am vorbit. Aici este și ESU. Amândouă sunt 3 litri diesel, da? Una cu sigla de Brabus, una cu sigla de AMG. Important e că acum le vom face să aibă tonalitățile siglelor lor. Ambele pregătite cu telefoanele. Așa, și acum vă vom arăta la fiecare ce va putea face. El are un singur generator, el are două generatoare. Deci veți auzi diferența, totul este căștile sus și hai să facem primele. Telefonul meu este doar de decor aici pentru că i-am dat titularului, pentru că tot intră blocajul de ecran și nu știe să scoată. Ok, vreau de la tine Corvette City, da? Stai, el este cu un singur generator de sunet, ok? Dăm 3 scurte. Acum dăm un pic mai lungi. Așa, mai dăm una. Bun. Deci acum avem prezența
doar la una, da? Ascultă cu căști neapărat. Ei, fii atent când începe varianta power. Deci asta este când sunt două, asta este când este una, da? Dă-mi, Alex, trei scurte, astea fără popcorn, fără absolut nimic. Dă-i! Dă-i! Bun, dă mâna mai lungă un pic, Alex. Super! Ok, acum fii atent ce facem. Scoatem City, dă-i tu sportul, corvetul sport, da? Bun. Stai! Stai un pic. Deja s-a modificat tonalitatea, dacă auzi, în varianta sport este total altceva. Dăm trei scurte. Dai. Super. Dăm una puțin mai lungă. Mai lungă așa. Super. Lasă așa. Bun. Ei, acum ascultă. Ascultă cu căști. Dă-mi, Alex, trei scurte. Dai. Dă-mi una mai lungă, Alex. Dăm două rapide. Super. Îl sting pe ăsta, că ăsta e foarte power. Bun. Dăm tu, să mă uit pe aplicație, urmează AMG C63, da? Bun. Dăm trei scurte. Scurte cu căști. Dai. Una ușor lungă. Ușor lungă, știi cum aș vrea-o? Ca să întinzi pedala de accelerație să se audă turația. Întinde-o pe la vreo 3000, ține-mi 2-3 secunde și las-o. Super! Acum, Alex, și tu aceeași chestie. Hai, trei scurte. Ascultă, Ihania cu două. Dai. Lungește-o pe 3000 cu 2 secunde. Super! Vreau S63-ul de la tine, da? Tot așa, trei scurte. Dai. Dai. Lungește-o un pic. Bun. Alex, și tu? Iată diferența deja cu care este. Dai. Dai. Lungește-o. Alex, dăm una scurtă, ascultă. Nu mai e niciun sunet. Mai vrea una lungă, Alex? Să vezi frumos ce e tipic Mercedes-ului, ok? Bun, ia să vedem ce urmează. G500-le, da? Schimbă pe G500. Ok, dăm trei scurte. Și asta e tipic Mercedes, foarte frumos. Lungește-o. Dar lungește-o mai încet. Bun. Așa. Iată prezența lui. Și iată prezența lui. Deci încă de aici se suprapune cel cu două. Este ceva normal. Bun. Alex, trei scurte. Lungește, Alex. Încă două rapide. Hai, bestia. Bun. Hai să vină AMG G63, da? Dăm trei scurte. Uai. Dai. Dăm două rapide. Bun, lungește-o încet. Asta n-are încet. Bivolule. Așa. Alex, hai să arătăm cum facem noi. Stai, și tu te grăbești. Ai luat după el, dăm trei scurte. Dai. Dai. Dai două rapide, Alex. Uai, încă două rapide. Ai, ai, ai. Bun, lungește un pic, Alex. Două scurte rapide. Ai, 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 super. Hai să trecem pe Jet Fighter, dar l-oprim. Și acum să luăm centiurile și să
decolăm un pic, da? Hai, pune jetfighter-ul. Și ăsta chiar încet lungește-l, da? Ascultă-l pe ăsta cum sună. Super, dăm două scurte. Dă-i încă una. Ascultă acum reactorul, lasă să meargă. Ascultă pe ăsta dublu. Alex, dă-i încet. Uai, cum sună. Dăm două scurte. Bestia. Și am aterizat cu succes. Bun, hai să vedem hot road-ul. Aici vreau vreo două așa ușor lungi. Dă-i. Bun. Asta nu e interesantă. Ascultă-l în stereo. Dăm două, trei, Alex. Dă-i încă una. Bun. Deci dacă le asculti de astea cu căști, nebunești. Ascultă-l stins. Ascultă-l pornit. Bun. Și acum să vină cele periculoase, da? Treci pe Porsche Panamera. Toată vine să pun mâna pe telefon. Dăm trei scurte, ca astea spufoase și spăsoase, dă-i. Ușor lungă. Ușor. Să poți să-i auzi diferențele de tonalitate. Ascultă pe asta. Hai, Alex, trei scurte. Dă-i. Super, lungește-mi-o. Las-o. Două scurte rapide. Ai, cum sună și asta? Audi RS7. Mai avem 4 bucăți. Așa. Hai, dăm 3 scurte. Așa, ușor lungă. Super. Ascultă-l pe ăsta. Ascultă-i prezența. Trei scurte, Alex. Dai. Lungește-o. Două rapide. Oh, deci ăsta e foarte impunător. R8, tu te rog. Hai, dăm trei scurte. Lungește-o. Super, ascultă-l aici pe ăsta. Oi, dăm trei scurte, Alex. Da? Lungește-o. Bun, două scurte. E, bestia. Urmează Ferrari și BMW M4. Hai, la Ferrari vreau 5 scurte, ca asta e foarte pops and bams. Lungește-o un pic, asta e de turație. Lungește-o. Superb. Alex, 5 scurte vreau. Lungește-o. Auzi, la 3 și amândoi, da? 1, 3 scurte vreau. 1, 2, 3 și hai. Super. Super. Și ultima, BMW M4, da? Aici vreau două scurte. Bun. Și lungește un pic și ține-mi-o 3-4 secunde. Bun. Ok, ascultă-l pe ăsta dublu. Vai, cum sună. Hai, Alex, trei scurte. Lungește-o, Alex, ține-mi-o 4 secunde. Asta așa urcăture, exact cum o ții. Două scurte. Ok. Cam atât am vrut să vă arăt despre acest proiect.
Nu uitați, pentru toți doritorii, aceste produse le găsiți la noi, atât ca și produse electrice, ca și instalare. Ne găsiți pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, încălzire scaune Oradea, cât și Door Tuning Oradea, dealer autorizat. Tot așa ne găsiți pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro și Door Oradea, Torex House, ok? Mai nou ne găsiți inclusiv și pe TikTok, pe Sandu Hifi, așa, unde găsiți foarte multe nebuneli. Și ne mai găsiți pe www.soundidentity.ro. Intri în partea stângă pe shop, acolo selectezi categorie evacuare electronică, după aia selectezi model și îți găsești produsul dorit, da? Cel mai mult ne găsești pe canalul de YouTube, pe Sandu Hifi sau Sound Identity. Intri în canal, te abonezi, intri la playlist-uri, apeși pe playlist-uri create și sub, zice 01 02 la 03, găsești tor evacuare electronică. Ok? Pentru doritori, găsiți aceste produse și sunați-ne, vă rog, aveți număr de telefon la începutul clipului și la finalul clipului. Ok? Eu am fost Sandu, mersi, bye bye, la revedere!